seara, doamnelor și domnilor, bun găsit astăzi la Mediaș 120. Vă invităm acasă la interpretul de muzică populară Costel Popa. Să încheiem anul așa cum se cuvine, să vorbim despre Crăciun și despre aceste sărbători frumoase de iarnă. Bine te-am găsit, Costel! Bine te-am găsit și eu, Ada, pe tine și pe toți cei care au timp să stea și liniștiți în fața televizorului, așa cum eu îmi doresc să prind momentul ăsta de multă vreme, pentru că viața asta este o viață în care alergi foarte mult. Vedem că tu ești pregătit cu de toate. Deja i-ai pregătit cozonacul, lichiul, prăjiturile. Aștepți colindătorii. Pe așa cum este la un adevărat român, acasă, în prag de sărbătoare, lichiu făcut de mama, cozonaci, bineînțeles, fructe, mirosul de portocale, care întotdeauna parcă prevestește sărbătoarea nașterii Domnului și a anului care urmează. Vreau să-ți mulțumesc în primul rând pentru că ai răspuns afirmativ invitației mele și ai venit la mine acasă, pentru că mi-am dorit ca să te invit și eu odată la mine acasă, pentru că am fost de multe ori la voi, la Nova TV, așa că cu această ocazie am zis, de ce nu un prag de sărbătoare, să facem ceva frumos pentru medeșeni. Și am vrut să vezi cam ce iubesc eu cel mai mult. Adică să-l cunoaștem pe Costel Popa acasă la el, în sânul familiei. Acolo cred că unde te simți tu cel mai bine și unde te întorci de fiecare dată când ai timp printre cântări. Da, cam bine ai spus. De fiecare dată liniștea, într-adevăr, mi-o găsesc acasă. Mai ales că anul ăsta a fost un an destul de plin în care am umblat foarte mult și acum de sărbători încă mai alergăm, dar sper ca în ianuarie să fie o lună mai liniștită. Ce reprezintă Crăciunul pentru tine? Am văzut că deja bradul e împodobit. Asta înseamnă că ți-ai luat puțin timp înainte și ai împodobit și casa și bradul. Da, păi eu în general și anul ăsta recunosc că am fost primul primul de pe stradă care și-o cumpăra brazi și și-o împodobi casa. Și pe lângă asta, chiar când au apărut primii brazi în piață, eu am fost acolo prezent. Și îmi place să mă ocup din timp, pentru că cum toată ziua sunt plecat, atunci când prind o zi liberă încerc să le fac pe toate. No, și pot să spun că sărbătoarea Crăciunului, mai ales că Crăciunul în sine înseamnă nașterea Mântuitorului, este cea mai importantă sărbătoare pentru mine, pentru că este un motiv de bucurie, nu? Pentru toată lumea. Atunci s-a născut Mântuitorul nostru și pe lângă asta noi români avem acest obicei frumos de a colinda și a vesti nașterea Domnului și mai ales dacă pot să zic așa că omul a inventat și electricitatea, de ce nu sărbătorim această sărbătoare și cu atâtea lumini frumoase care dau senzația asta frumoasă de sărbătoare. Cred că feria și misterul sărbătorilor așa îl creăm noi în fiecare casă, cu luminițe, cu bradul de Crăciun, cu miros de portocale. De... Dar așa să mai simțim atmosfera asta de sărbătoare, pentru că vezi cum este afară, că Dumnezeu nu mai prea ține cu noi, zăpadă nu mai prea avem, nici anul ăsta se pare, dar este important să simțim noi în sufletele noastre că este sărbătoare și de ce nu să ne și schimbăm dacă... Ce ne spui tu? Ar fi bine. Ce ne spui tu despre tradiția și sărbătorile de Crăciun? Ce iubești tu cel mai mult acum? Dar aș vrea, dacă tot am venit la tine acasă, să pătrundem în sufletul tău și să ne spui cum era mic, cum erai atunci când erai mic, cum așteptai Crăciunul și la ce te gândești când închizi ochii și te gândești la anii copilăriei? Păi pot să spun că această dragoste față de Crăciun mi-a fost insuflată ca și dragostea de cântec de altfel de către mama mea. Ea este cea care de mic copil fiind și eu și sora mea, căci mai am o soră mai mică, am învățat să iubim Crăciunul astfel prin împodobirea bradului, prin această comuniune a familiei și anume de a lua masa în familie de sărbători și... Mergeai la colindat când erai mic?
Mergeam, da, mai ales la colindată cu toți vecinii de pe stradă, eram mulți copii. Țin minte că ne bucuram atunci pentru orice bănuț și poate nu erau chiar bănuț, ci erau multe prăjiturele și din astea de care eram foarte fericiți. A fost vremuri frumoase și în continuare îmi doresc să fie, dar parcă se cam pierde din... Tu ești, să spunem așa, prin natura faptului că tu cânți, tu transmiți și menții mai departe și dai mai departe această tradiție și, să spunem, și bucuria de a purta portul popular românesc, bucuria de a cânta cântecele populare de la țară. Da, să știi că așa este, chiar dacă alerg toată ziua, dar mă bucur că prin toată această alergare aduc în casele oamenilor și bucuria colindului, bucuria cântecului și anume aceea de a asculta. Avem și noi colinde și le-am pregătit și telespectatorilor, iar la sfârșit o să avem și un colind de la Costel, dar eu aș vrea să o cunoaștem puțin și pe mama ta, pentru că tot vorbim despre anii copilăriei, să ne spune ea cine este fiul ei. De ce nu, mai ales că nu a luat parte niciodată într-un cadru de filmare, așa că o invit și fac o surpriză să vină aici. Doamna Anuța a venit lângă noi. Bine v-am găsit! Bună seara, bine ați venit pe la noi pe acasă. Sărbători fericite, vă spunem, înainte de a pleca. Mulțumim pentru faptul că ne-ați găzuit și ați pregătit așa o masă frumoasă. Spuneți-ne câteva cuvinte despre Costel. Păi, ce să vă spun, e băiatul meu, nu? Ficiorul meu, e primul născut, a fost un băiat, nu? De mic era mai, așa, mai năzrăvan. Dar cu timpul cum a crescut, comințit și na, mă bucur că am așa un băiat ca el și de Cristina, de fetiță, mă bucur într-adevăr și de ea, dar no, el fiind aici lângă noi, în lumina reflectoarelor, da, se spune. No, acum este vorba despre el și no, să vă spun un pic, când eram mic, mai ales în preajma sărbătorilor astea de iarnă, eu făceam toate treburile prin casă, nu aveam timp. Eu le pregăteam bradul, le pregăteam cadourile, dar nu aveam timp să le pun din timp. Și îi trimiteam la colindat. Pe amândoi mergeau frații, el cu sora lui mergea la colindat prin vecini. Și nu stăteam în casa asta, că stăteam dincolo și erau geamurile aproape mai jos de puteau să vadă în casă. Și stăteam în altă casă. Da, așa. Și mergea la un vecin, venea înapoi, mică, o veni moșul, că ziceam că vine Moș Crăciun, nu? Mă, copile, încă nu a venit, mă așteaptă un pic. Mă, bine, dacă vine, mai du-te și vine. Mai mergea la un vecin, dar cum ieșea din curte, iar tu, mică, nu a venit, nu a venit, mă, copile, poate încă nu a ajuns, are și alți copii, mă, unde să meargă. No, bine, dar spune să vină, păi nu pot să-i spun când ajunge la tine, vine la tine. No, dacă vedeam că nu mai are stare și așa, mergeam, lăsam treburile la o parte de bucătărie, mergeam și le puneam cadourile sub brad. Și te întâlneai cu Moș Crăciun. Da, no, mă întâlneam cu Moș Crăciun și venea acasă și când vedea bucurie mare, mai mare de așa bucurie nu putea să existe când vedeam în ochii lor ce bucurie era. Mergea, își lua cadourile, se bucurau, se mai duceau iar la colindate. Trebuia să vină moșul de mai multe ori. No, de multe ori nu puteam nici treaba asta să o fac și termina de colindat, că dacă vedeau că nu vine moșul repede, să grăbeau ca să ajungă acasă să-l vadă pe moșul. Și acum? Să mai grăbesc? Acum tot el are spiritul sărbătorilor, după cum vedeți, și în casă, tot în fiecare an el aranjează casa cu luminițe, interior, exterior. Nu-i mai pentru el bucuria tot aia, că i-am transmis, că și mie îmi place și mie îmi place atmosfera sărbătorilor și totdeauna mi-a plăcut și eu l-am inițiat și mă bucur că îi place și lui. Și duce mai departe acest obicei al Crăciunului. Spuneți-ne cum a fost când ați descoperit că îi place să cânte. Păi, vă dați seama, nu? Mie și mie îmi plăcea foarte mult muzică populară și acum îmi place. Și de atâtea ori, cum a spus și el, la școală, era
doamnă învățătoare. No, o zi să învețe fiecare la o sărbare, așa de Crăciun, fiecare un cântec, ce vor ei. Mie cum îmi plăcea muzică populară, ce să-l învăț? O melodie de muzică populară. Și l-am învățat și el nu vroia, m-a ales, no, că ce muzică populară, să râdă copii de el. Mă, copile, încearcă că nu-i nimică. No, și când a fost acolo, după ce au văzut și așa, no, cu timpul, după ce a trecut, doamna învățătoare mi-a spus, doamna Popa, e păcat de copilul ăsta să vă țineți de el, că doamna învățătoare Codruța, domșa, ea a fost învățătoare. Și o femeie foarte extra, foarte de treabă extraordinară, s-a ocupat tare mult de ei și de sărbări și așa. Și a zis, nu vă lăsați, și domnul preot, părintele Pătru Pop Găban, Ovidiu, și el mi-a zis că era învățătorul de religie, mi-a zis să vă țineți de el, că o să ajungă cineva. No, și l-am tot, mă copil așa, și cu timpul s-a obișnuit el și el, lui i-a plăcut și s-a ocupat singur. Uite că astăzi a ajuns, așa cum spuneau profesorii la școală. Da, nu m-aș fi gândit niciodată când era așa mic, că îmi doream foarte mult, când eram tânără, tata socru și el avea voce și cânta muzică populară. Dar nu, la țară nu a putut să facă mai departe, să meargă să-și facă o carieră din asta. Și eu totdeauna ziceam, no, tată, de ce nu i-ai dat și la ficiorul dumitale, deci la taică-sul Costel, vocea și darul ăsta, lui plăcea fotbalul. Na. Și acum la a meu și tot asta îmi doream, Doamne, de aveam eu un bărbat din ăsta care să-mi cânte, tot ziua îl puneam să-mi cânte și l-am pe băiatul meu. Și vă cântă Costel. Da, tot timpul îmi cânta, no, cum se pregătește și așa, niciodată nu mi-e greu, nu, totdeauna mă bucur și stau cât de mult să cânte, că și la repetiții, când fac repetiții aici, când fac repetiții pentru nuntă și așa, nu mă deranjează niciodată, că îmi place. Vă face plăcere să-i auziți în casă. Se ocupă de costumul meu popular de fiecare dată să fie călcat și aranjat, nu-i nimeni alta decât mama. Deci, foarte bine, faceți o echipă. Da, păi da, cine, îmi place și am darul ăsta și îl fac cu plăcere. Totdeauna înainte să plece și când pleca la concursuri și acum că merge la nunți, eu totdeauna, ele calchele, cizmele, tot îi pregătesc, tot. El nu m-aș ia umrajele mică, mi-ai pus tot, ți-am pus, nici nu mai mă întreabă, ai pus, că eu știu ce trebuie. Eu am altele pe cam mult mai grave, așa că mă bucur că măcar la călcatul hanelor mă poate ajuta. Le mai calc și eu când nu e acasă, dar în principal, da, ne ajutăm. Ce vă doriți în continuare pentru Costel? Păi, în primul rând, sănătate și să-i dea Dumnezeu o femeie bună lângă el, care să îl aprecieze pentru ceea ce îi, să fie lângă el tot timpul când este plecat și vine acasă și să-l susțină pentru ceea ce face și să ne bucurăm cât mai mult de el și de realizările lui și să se însoare. O să-l întrebăm și noi. Copii, nepoți. O să-l întrebăm și noi puțin mai târziu. Dar eu aș vrea să vedem un videoclip cu o colindă, pentru că toți suntem acum în preajma sărbătorilor. Haideți să vedem colindul. Verde pe masă, slobozând
casă, busuioc verde crenegos. Astăzi s-o născut Hristos, busuioc verde crenegos. Astăzi s-o născut Hristos. Hierbe cu săcăre, că noi verde nu lombe. Și hierbe cu busuioc, Dumnezeu de ies Cum a fost anul 2015 pentru tine? Să știi că a fost un an destul de greu, dar în același timp un an frumos cu multe rezultate. A fost un an în care am muncit mult ca și până acum și în care s-au întâmplat multe lucruri. Spune-ne și nouă câteva dintre ele, cele mai frumoase. Păi cel mai important proiect al meu pe anul ăsta, pe care l-aveam în plan de vreo 4 ani de zile, era și s-a împlinit anul ăsta să înregistrez niște cântece într-un duet, ca să spun așa, eu, Ardelean, cu două fete bune, prietene de ale mele de la Maramureș, colege. Și astfel a ieșit un trio, pentru că ele sunt gemene, eu, Ardelean, ele maramureșence, între noi, care, redat în cântece, a fost ceva care a prins foarte bine. Și acest proiect a fost unul dintre cele mai faine pe anul ăsta. Pe unde te-ai mai plimbat? Ce mai văzut? Dacă ai mai cules cântece sau... De plimbat, să știi că m-am plimbat peste tot prin țară și întotdeauna o spun, mă duc întotdeauna unde sunt bine primit. Cules de cântece, deocamdată nu am mai prea avut timp, dar acum, după sărbători, vreau să mă apuc, să mă reapuc de umblat, mai ales pentru că în anul care urmează am un alt proiect important și anume să-mi înregistrez un album de colinde. De colinde. Da. Știu că sunt colinde specifice fiecărei zone. Sunt colinde la noi aici în Ardeal, sunt colinde din Banat. Și eu tocmai asta vreau să descoper. Deci de-aia vreau să mă apuc să umblu iar pe satele din jurul Medeașului, să vedem exact colindele care se cântă la noi aici specifice. În zonă. Da. Spune-ne prin țară pe unde ai umblat. Care obiceiuri ți s-au părut mai deosebite decât, cel puțin acum, în perioada asta a sărbătorilor, mai deosebită de obiceiurile noastre? Eu știu ce să zic, cred că cam peste tot se păstrează cam aceleași obiceiuri, pentru că la urmă urmei suntem români și avem caracteristici destul de comune. Un obicei aparte, nu știu exact ce să zic, mă gândesc că fiecare zonă are ceva mai aparte în sine, dar nu știu exact să spun unul care ar fi mai... Care ar fi mai distinct, mai distinct decât ceea ce se întâmplă la... Pentru că, cum am spus, multe sunt comune. Cele mai multe sunt comune. Cum mergem noi, de exemplu, acum la colinda, se merge și în alte părți, cum se pregătesc cozonaci, se pregătește și în alte părți. De exemplu, uite, lichiul este unul dintre preparatele specifice, da, Transilvaniei și mai ales noi, părinții mei și bunicii sunt din satul Lidiciu, județul Mureș, ca să zic așa, dar este undeva chiar la graniță, județul Sibiu cu județul Mureș, și acolo erau mulsași și de acolo s-a furat ideea asta de lichiu. Spune, dar în seara de colindat, obiceiuri, obișnuiești să mergi cu prietenii la colindat sau obișnuiai? Să știi că da, până anul trecut în fiecare an am fost la colindat. Anul ăsta, adică astăzi seară, ca să spun așa,
vreau să mă duc și în seara asta, dar așa sunt de obosit, deci nu știu exact ce o să fac. Dar cred că o să încalc pe... peste o să mai lași puțin, da? O să mai lași puțin obosit. Mă duc și în seara asta. Dar problema mea ca om mare, ca să spun așa, este faptul că nu mai am atâția prieteni dispuși să vină la colindat, pentru că fiecare... Acest obicei parcă s-a mai pierdut, deși sunt încă copii care își doresc să învețe acest obicei. S-a mai pierdut pentru că, asta vreau să zic, este oboseala asta. Alergi foarte mult înainte, da, și când vin sărbătorile nu cred că îți dorești altceva decât să stai liniștit în sânul familiei. Dar eu o să încerc să mă duc să îmi vizitez prietenii și oamenii frumoși și mai ales în zilele de Crăciun, prima, a doua și a treia zi, o să încerc de asemenea să mă duc și la biserici, la colindat, așa cum am obișnuit oamenii în fiecare an. Deci de obicei în aceste sărbători mergi la biserică și colinzi acolo? Da, în fiecare an, în prima, a doua și a treia zi de Crăciun, dimineața, la slujbă, mă duc și la colindat. Și aceasta este o tradiție frumoasă, pentru că în ziua de Crăciun se colindă în biserică și nu mă... Da, și de multe ori de azi zic că nu mai pun preț pe oboseală, pe toate astea, pentru că știu că lumea este plăcut, impresionată să asculte și colinde. Și bănuiesc că acolo, văzând atât de mulți oameni bucurându-se, te încarci și tu cu energie pozitivă. Păi întotdeauna oamenii îți transmit energia lor pozitivă dacă tu le-o transmiți la rândul tău. Absolut. Și așa, de sărbători, tu te încarci, da, cu energie și oboseala trece, uităm și vine anul nou. Ce faceți de aia? Ce faci de anul nou? Te vedem la Revelion? Să știi că, da, de anul nou am filmat în foarte multe locații din țară. Sunt pe diverse posturi, nu cred că are rost să dăm nume, dar o să dea lumea de mine peste tot în seara de Revelion. Canalele specifice de muzică... Și canale specifice de muzică populară, dar o să fie surprins că o să mă vadă chiar și pe... Poți să ne spui. Da, de exemplu, o să fiu la România TV, la RTV, postul de știri, o să fiu și la Canal D, o să fiu la TVR, o să fiu la televiziuni locale, cum este Bistrița TV, la Sibiu nu mai vorbesc, nu mai știu unde, dar în multe locuri am fost și am filmat, pentru că așa se filmează întotdeauna înainte de sărbători, măcar în seara de Revelion să avem și noi liniște, sau nu neapărat, pentru că... S-ar putea să mergeți la o cântare. La cânta, da, dar eu personal am vrut ca măcar Revelionul să îl petrec cu prietenii și liniștit. Și nu mi-a luat de cântat, o să mă duc undeva la munte. Undeva la munte. Aștept zăpada. Dacă cred că asta și vroiam să te întreb. Te amintești? Mergeai cu Sania? Mergeai la, nu știu, pe dealurile din prejurul Mediașului? Care e cel mai drag loc al tău de aici, din Mediaș? De multe ori povestesc cu prietenii care au mai rămas pe aici, prin zonă, și ne mai adunăm. Când eram noi mici, venea zăpada undeva, cred că prin octombrie, hai să zici noiembrie, și ținea până în februarie, dar era într-una zăpadă. Astfel, cel puțin de Moș Nicolae? Aveam timp să... Da, și de Moș Nicolae, normal. Aveam timp să mergem la Săniuș. Bineînțeles, mergeam pe aici, prin zonă, pe la noi, mai ales în Mediaș, pe sus, pe Binderbu, pe strada 9 Mai, pe aici, pe la Automecanica, pe unde stau eu. Erau foarte mulți copii, acum nici nu mai prea iasă. No, dar adevărul este că cum se iasă dacă nu este zăpadă, știi? Privești cu nostalgie la anii din urmă? Chiar privesc cu nostalgie și pot să zic că sunt mândru și mă bucur că am avut parte de ani frumoși. Să fie ani frumoși în continuare și pentru copiii noștri, pentru copiii tăi. Eu așa îmi doresc, pentru că îmi doresc tot ce este mai bun și pentru toată lumea care face parte din planeta Pământ, ca să spun așa. Pentru că toți, cu toții merităm să avem parte de ce e mai bun. Dar bineînțeles, dacă vrem să primim ce este bun, trebuie la rândul nostru să fim și noi buni. Și buni între noi, între semeni. De fapt, acesta este și farmecul acestor sărbători, să fim mai buni. Așa este, să fim mai buni și să încercăm să ne aducem aminte de cei dragi, pentru că dăruind, îți dăruiești ție la urmă.
Foarte frumos. Cu anii devii tot mai înțelept, să înțelegem. Îmbătrânesc, da, îmbătrânesc. Asta îmi și doresc să aduc nu doar cântecul meu, ci atunci când sunt lăsat și când este timp, să pot să și vorbesc și să spun ceea ce simt. Pentru că am spus de atâtea ori, la începuturile mele, mi-era foarte teamă să vorbesc, să scot câteva cuvinte, nu prea știam, încurcam în vorbe, dar cu timpul m-am tot rugat la Dumnezeu să mă binecuvinteze cu înțelepciune și să îmi dea graiul, darul de a vorbi. Și acum cred că am ajuns de poate câteodată vorbesc prea mult, dar asta e de bine. Spune-ne ce-ți dorești cel mai mult pentru anul care vine. Pentru anul care vine îmi doresc sănătate, în primul rând. Și apoi eu știu că de multe ori ceea ce îmi doresc eu nu este în concordanță cu ceea ce își dorește Dumnezeu pentru noi. Și la urmă urmei ceea ce El ne dă este exact ceea ce avem nevoie. Foarte frumos spus. Ți-am spus eu că înțelepciunea vine cu timpul la fiecare, așa cum ne spuneai și tu. Ce le dorești celor care te privești și care te iubești și care te ascultă? Eu ca de fiecare dată, cred că prin cântecele mele le-am arătat cine sunt eu cu adevărat și le doresc o viață frumoasă, să se bucure de sărbători, acum că suntem în prag de sărbători, și mai ales să se bucure de cei care le sunt aproape. Pentru că dacă ne vom iubi mai mult și vom avea grijă mai mult unii de alții, atunci poate Dumnezeu își va aduce de mult mai multe ori aminte de noi. Pentru că la urmă urmei nu ne-a lăsat, ci este mereu cu noi. Dar noi trebuie să ne aducem aminte mereu de El. Așa că le doresc toate gândurile mele bune să se iubească și la mulți ani. La mulți ani le spunem și noi, iată că la ușa ta au sosit colindători. Da. Bată copii la ușă. Da, este chiar o surpriză. Așa că de ce nu haideți să-i ascultăm, nu? Haideți să-i ascultăm, iar dacă timpul ne mai permite, o să mai ascultăm și o colindă de-a lui Costel. Așa, aici se colindă, da? Așa, lăsați, frumos. Și vă ascultăm. Nu ne ține la fereastră. Hoila, 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 la 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 la. Hoila, 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 la 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 la. Slobozine gazdă-ntindă, slobozine gazdă-ntindă, n-au zarbă de colindă, n-au zarbă de colindă. Hoila, 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 la 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 la. Hoila, 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 la 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 la. Noi umblăm acolinda, noi umblăm acolinda, dintr-o casă la alta, dintr-o casă la alta. Hoila, 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 la 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 la. Hoila, 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 la 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 la. Șomerelalele flore, șomerelalele flore, că stă colea peste vale, că stă colea peste vale. Hoila, 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 la 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 la. Hoila, hoila, lele floare nu ne lasă, lele floare nu ne lasă, că-i facem tină în casă, că-i facem tină în casă. Hoila, 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 la 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 la. Hoila, 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 la 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 la. Șomere la domn primarul, șomere la domn primarul, dar el nu ne dă un banu, dar el nu ne dă un banu. Hoila, 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 la 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 la. Hoila, hoila, și am venit la dumneavoastră, și am venit la dumneavoastră, că sunteți gazdă aleasă, că sunteți gazdă aleasă. Hoila, 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 la 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 la. Hoila, 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 la 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 la.
La casa de oameni buni. La casa de oameni buni. Face Dumnezeu minuni. Face Dumnezeu minuni. Hoi la, hoi la, hoi la, 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 la. Hoi la, hoi la, hoi la, 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 la. Pune îngerii de pază. Pune îngerii de pază. Și dușmanii nu cutează. Și dușmanii nu cutează. Hoi la, hoi la, hoi la, 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 la. Hoi la, hoi la, hoi la, 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 la. Am umere mai departe. Am umere mai departe. Rămâneți cu sănătate. Rămâneți cu sănătate. Hoi la, hoi la, hoi la, 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 la. Hoi la, hoi la, hoi la, 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 la. Să trăiți că ne-ați primit. Să trăiți că ne-ați primit. Și bine ne-ați omenit. Și bine ne-ați omenit. Rămâi gazdă sănătoasă, să plătești colinda noastră un colac de drum frumos
cum e fața lui Hristos, nici prea mare, nici prea mică, rochița plugului din seara Crăciunului. La anul și la mulți ani! Să trăiți, mulțumim de colin, poftiți în casă, poftiți în casă, a fost foarte frumos. Mulțumim, să veniți și la anul. Mulțumim, da. Bine, bine ați venit, ne bucurăm, ne bucurăm că nu ne-ați uitat niciodată, poftiți în casă. Voi să uităm. Poftiți în casă. Sculați gaz de nodurniți, sculați gaz de nodurniți, și voi afară ieșiți, și voi afară ieșiți. Vă uitați la răsărit, vă uitați la răsărit. Steaua mândră ce-o ieșit, steaua mândră ce-o ieșit. Lânegă stelul în mare, lânegă stelul în mare. Amână două-ți în o cale, amână două-ți în o cale. Amână două să-ntrebară, amână două să-ntrebară. Oare ce veste-i în țară, oare ce veste-i în țară. Veste bună este iară, veste bună este iară. Conăscut sfânta fecioară, conăscut sfânta fecioară. Și-o născut pe fân uscat, și-o născut pe fân uscat. Pe Iisus adevărat, pe Iisus adevărat. Care ne-o răscumpărat, care ne-o răscumpărat. Cine este împărat, cine este împărat? Împăratul cerului și cuvântul Tatălui. Am ascultat și colindul lui Costel. Costel, îți mulțumim că ne-ai primit în casă, îți mulțumim pentru urări și îți dorim și noi sărbători fericite, să ne vedem în anul următor cu bine și să auzim numai lucruri de bine despre tine. Doamne ajută, că asta ne dorim cu toții. Mulțumesc că ați venit la mine acasă și eu și de asemenea mă bucur că uite astfel au reușit medeșenii, sibienii și toți cei care ne urmăresc să mă cunoască mai bine. Și asta totul datorită vouă, așa că la mulți ani Nova TV! La mulți ani și dumneavoastră, stimați telespectatori, să aveți sărbători liniștite. Ne revedem după sărbătorile de Crăciun la Media și 120. O seară bună, la revedere!